Bună seara, prieteni! Uitați-i pe frumoșii mei! Mă bucur că au trecut cu bine peste primele ore de viață. Totuși, în garaj este plăcut, a fost cald. Am lăsat toate ușile închise și la porci scroafa am lăsat-o închisă. Și-au prins probabil singur țâța. Deși la Bela este o problemă că are țâțe destul de mari. Aproape toate caprele mele, dar au tras bine acum i-am pus la țâță, chiar ieduța albă a tras ca și un ied de o săptămână. Cum mai sunt ei mai stângaci, mai până își prind bine țâța, până prind puteri. Important e că s-au uscat și că au tras câteva înghițituri de lapte în primele ore. Se vede și pe ei că sunt viguroși. De mici au cozile în sus, ceea ce denotă sănătate. M-au întrebat câțiva urmăritori dacă sunt din Sheikh, dar nu sunt, sunt din Prințul, după cum știți. Caprele care fată în decembrie vor fi ies din Prințul și doar caprele din martie vor făta ies din Sheikh. Acolo va fi curiozitatea mare să vedem ce frumuseți vor ieși, ce urecheați. Aici nu avem pretenții de urechi, dar sunt capre cu genetică bună și ale mele, deși nu sunt rasă pură. Știți bine că eu prefer metisul, doar că acum vreau să fac metis cu anglo-nubian. Va trebui să mulg capra un pic pentru că sunt prea pline țâțele. Capra a mâncat foarte bine, a mâncat cereale, i-am pus lucernă de cea mai bună calitate. Am pus apă, am băut jumătate de găleată de 5 litri. Hai frumoasă, hai, hai. Uitați aici cum trage. Am primit multe propuneri de nume, ar fi frumoase Nicoleta, Nicol, Nicolae, Nicu. La țăpișor, acela este țăpișorul, este mai maro argintiu, duce un pic pe prințul, iar Eduța duce foarte bine pe mama ei și pe linia bătrânei, un galben deschis. Am lăsat un pic ușa deschisă la garaj, am scos caprele afară să mai ia aer și ele. Deși nu sunt mai mult de 2-3 grade, dar nu este bine nici cu grajdul permanent închis, pentru că se face foarte mult amoniac și nu este bun pentru capre. Chiar dacă este iarnă, el trebuie aerisit, măcar dimineața și seara. Am venit într-un suflet, mă așteptam la orice, mă gândeam să nu-i găsesc morți, să nu fi prins țâța, să nu se fie uscat, dar fiind închiși aici separat cu Bela, de aceea este bine după fătare măcar 2-3 zile să fie cu mama lor, pentru că în grajd, fiind și celelalte capre, este posibilitatea să se piardă, să se mai ia iedele în șuturi sau caprele celelalte. Și atunci ar fi o problemă să nu sugă câteva ore. Dar aceștia fiind închiși, probabil că au sut mai greu la început, pentru că vă dați seama, sunt țâțele foarte mari. Nu avea nimeni, nu era nimeni lângă ei să le îndoaie vârful în gură. Dar cu siguranță au sut, pentru că sunt foarte vioi acum. Dacă nu sugeau de 9 ore de când am fost la ei, erau apatici.
Iată că așa încet, încet începe din nou sezonul de fătări. Hai frumoasă, hai, hai, hai frumoșica, hai, hai frumoșica, hai. Dați acolo poftă, pui, pui, pui. Să nu se deoache, beluța frumoasă, cu mintea lui tata. Dați cum arată o capră după fătare. De aceea am zis eu că este bine să fie hrănite tot timpul anului, nu numai când fată, să fie hrănite cu cereale, pentru că atunci și ele sunt puternice și nu tânjesc, nu suferă imediat după fătare, slăbite de puteri. Iar Bella parcă este porc. Așa este de grasă, chiar dacă a avut doi iezi și încă ceva cu iezii, cu rănitul iezilor. Mulți zic că nu le dă mâncare la capre ca să nu fie iezi prea mari, să nu poată făta. Deci o prostie mai mare ca asta nu este. Iezii sunt așa cum trebuie să fie, în funcție de rasa lor, de genetica părinților. Nu sunt nici mai mari, nici mai mici. Dacă mănâncă capra cereale măcinate pe tot parcursul anului și pe tot parcursul gestației. La mine v-am spus, mai puțin nu mănâncă pe perioada înțărcării de lapte, undeva la 2 luni pe an nu mănâncă, în rest 10 luni mănâncă non-stop cereale măcinate ca să fie ceea ce trebuie. Hai! Hai, hai Nicolae, hai, ne vedem și pe Nicolae în acțiune, este mai puturos, a sub și el, este sătul acum. Trebuie să încurajăm stropindu-le un pic de lapte pe botic. După cum îi văd eu, cred că vor fi cu coarne. Sunt în vârticușurile alea la coarne. Deci, este premieră la Bella. Este prima dată când fată doi iezi. Bineînțeles că nu este o capră bătrână, este abia la a treia fătare. Prima fătare a fătat o iadă, la a doua un țap, acum o iadă și un țap. Dați ce supărat e țapul, parcă are un pic din aliura tatălui Belei din zimbru, este cap de zimbru. Ele, caprele se moștenesc din moș, se transmit genele. Sper că v-am bucurat cât de cât și cu acest video. Mulțumesc pentru vizionare și ne auzim zilele următoare. Vă voi prezenta și evoluția iezilor și ne vom vedea și cu celelalte fătări. Urmează Stella și Dora, care sunt amândouă în data de 12, acum mai repede sau mai târziu, cu o zi, două, ca și Bella, este posibil. Și la final de ciclu de fătări din decembrie, din monta contrasezon, vor făta Șuta, undeva în data de 19 decembrie și bătrâna în 20 decembrie. Deci până în Crăciun toate caprele mele vor fi fătate în urma montei contra sezon, care a avut loc la începutul lunii iulie. Mulțumesc încă o dată, o noapte bună să aveți!